Ca să evite impactul cu o șoferiță neatentă, un bărbat a tras de volan, a dărâmat un stâlp de beton și a ajuns cu roțile în sus, chiar într-o benzinărie. Puțin a lipsit să intre într-una dintre pompe și doar câteva secunde înainte, pe trotuar a trecut un copil de mână cu o femeie. Accidentul a fost surprins de camerele de supraveghere din zonă. Rămâne de la radio, este la ușă! Poți face lucrurile mult mai comode, dacă dorești. Și 14 județe din sudul și estul țării sunt din acest moment sub avertizare cod portocaliu de viscoz. Va fi ninzori abundente, vânt puternic și temperaturi care pot coborî la minus 20 de grade Celsius. Iar autoritățile nu exclud instituirea codului roșu pentru anumite zone. Mini-vacanța elevilor s-a prelungit și astăzi, iar studenții de la Universitatea din București își vor reprograma examenele. Echipajele de urgență stau în gardă, trebuie să fie gata să intervină oricând și oriunde. Ce ai uit a pus floarea asta dezgustătoare pe piciorul meu? Să vă întoarceți fără oul de aur. Fugiți și ajutați-l pe fratele vostru. Hai, ridică-te! Să te vin drum! Parcă ziceai că nu vrei să fugi. Ei au înghețat lacrimile pe obraz, iar mamei sale i-au secat. Aurelia a fost înmormântată cu onoruri militare. S-au adunat în jurul sicriului alb cei dragi colegii, oameni care i-au văzut chipul pentru prima dată la televizor și moții care au ajuns primii la avionul distrus. Regretul că n-au putut-o salva și pe ea este mai mare decât bucuria că i-au salvat pe ceilalți. Nu pune mâna? E pentru cină? Dacă vă las, nu mai rămâne nimic. Bună, sunt Mifti. Dacă vei cânta în liniște, șobolan de miaștere. Simte zisoare, bine veni la Happy Hostel. Vei vedea că vei iubi acest loc. Ia urela asta de aplicație de impresariat artistic e complet inutilă. Cerul s-a cutremurat ieri în satul mare. Ioana Vivian, fetița de 10 ani omorâtă și aruncată la gunoi de cumnatul ei, a fost condusă pe ultimul drum. Mama și sora ei au stat neclintite la căpătâiul micuței. În jurul lor au fost zeci de oameni îndurerați în drumul spre cimitir. Vă avertizăm că urmează imagini care vă pot afecta emoțional. Sper că munciți din greu aici, meci leneși. Școala iepurașilor e pericol. Cap de foc. Ei bine, prietene, ți-ai revenit exact când aveam nevoie de tine. Tu mă crezi o simplă unealtă să mă iei de oriunde aș fi? Tu chiar mă crezi înamorat de clown? Și pe Eli să meargă cu tine.